am depus mandatul de deputat în anul 2015, chiar la prima ședință a Parlamentului de toamnă de atunci. Deci am făcut acest lucru, știți, eu tot timpul, în perioada anterioară, când eram și diplomat și când eram și în politică, eram conștient de faptul că atragerea investițiilor este un lucru esențial pentru țara noastră, pentru că ce înseamnă atragerea investițiilor? Vin bani în țară, vin tehnologii, creăm locuri de muncă. Deci e un lucru foarte important. Și mi-am adus aportul cu anumite proiecte și în perioada anterioară, mai mult la nivelul, să spunem așa, macro. Eram tot timpul în discuții cu investitori, veniți în țară, avem cadrul legislativ bun, avem condiții bune, climatul, cum îl numim noi. Dar iată am ajuns în faza când chiar eram foarte curios să mă ocup la modul concret de un astfel de proiect. Și după alegerile din 2014 și tot ce s-a întâmplat, așa am simțit eu că la vârsta în care sunt și experiența care o am, este tocmai propice ca să dau start un astfel de proiect. Și am fost onorat, am avut șansa deci, să conving conducerea companiei cu care lucrez acum, Sumitomo Electric Bordneță. Eu când am început, iată acum, deci, acest proiect, din punct de vedere, din punct de vedere profesional l-am început la zero, fiindcă nu m-am ocupat anterior cu bugete, finanțe, producție, cablaje. Și poate că nici nu aș fi avut tupeul să fac o trecere atât de radicală dacă nu aș fi început la zero. De-a gata nu pot să mergi. Eu nu pot să-mi închipui. Nu te simți la locul tău. Dar începând de la zero, selectând managerii pe toate departamentele, eu am învățat împreună cu ei. Mai întâi de la ei, urmă împreună cu ei, și atât acum după un an și jumătate, mă simt parcă toată viața m-am ocupat cu lucrul ăsta. Eu cred că omul poate să le învețe absolut pe toate. Eu cred că am încercat să am satisfacție unde am fost, și în diplomație, și în politică, și aici. Nu cred că eu sunt omul, sunt natura care tare mult îi place în lumina reflectoarelor. Eu mai degrabă am făcut-o atunci când am ajuns în politică. Altfel nu se poate, trebuie să comunici cu oameni, mereu că ești în funcții importante. Sigur că am fost mult pe la televiziune, dar să mai zici că pofta vine mâncând, eu nu știu în ce măsură am avut poftă, dar am făcut-o fiindcă știam că este important să o fac. Dar nu pot să spun că acum duc lipsa. Chiar uneori din contră, văd și avantajele jobului meu, fiindcă lucrul este mult mai concret. Eu când din dimineața știu foarte clar ce am de făcut, țara, știu foarte clar ce am reușit să fac și vreau să vă zic că, spre deosebire de diplomație politică pe de o parte, astea două totuși sunt mai apropiate probabil una de alta și business pe de altă parte, există totuși o diferență importantă, o deosebire importantă. În politică și în diplomație nu depinde totul de tine și nu se văd rezultatele pe termen scurt. Tu poți să ai o viziune, dar dacă nu ai sprijinul echipei, dacă conjunctura nu e prielnică. În business aici e mai clar. Deci terenul este marcat, oamenii sunt ăștia, puterea ta de decizie este mult mai mare și deci, undeva ai satisfacția rezultatelor coraportate la implicarea ta directă, poate mult mai evidentă decât în activitatea publică. Știți, există vorba asta bine cunoscută, niciodată nu zi niciodată. Eu nici în 2009, când mi-am încheiat misiunea de ambasador în Germania, nu aveam planuri să vin în politică. Chiar și atunci simțeam nevoia asta, poate un proiect mai concret, poate și în domeniul business-ului, folosind relațiile pe care le aveam încă de pe atunci în Germania. Dar atunci așa a fost conjunctura, așa s-a întâmplat, parcă m-au convins oamenii că sunt o echipă bună și putem să facem lucruri frumoase și iată, mi-am zis atunci în 2009 că de ce să nu încerc la vârsta de 40 de ani dacă pot să fac ceva bun. M-am cam reținut, am fost totuși peste 6 ani în politică, credeam că ar putea să întâmple o perioadă și mai scurt atunci. Deci în viață, tot timpul pot interveni anumite schimbări, niciodată nu poți să știi. Dar la moment, eu sunt foarte sigur de faptul că trebuie să dezvolt la maxim acest proiect. Eu nu sunt omul care un an acolo, un an dincolo și iarăși. Eu cred că am schimbat destul de radical în viața mea
activitățile, deci diplomație politică acum în business, dar totuși am fost stabil pe o anumită perioadă.